Marcel Ciolacu îi răspunde lui Nicolae Ciucă după ce șeful PNL a spus despre el că e, citez, prea ales. Nicule, stai liniștit, vezi de treaba ta, că eu îmi văd de ale mele. Și nu a fost singurul motiv de scandal între cei doi. Ciolacu a părut supărat și că Ciucă a dezvăluit că s-au întâlnit după congresul de sâmbătă. Nicule, stai liniștit, vezi de treaba ta, că eu îmi văd de ale mele. Despre guvernare. Suntem copreședinții coaliției care are guvernarea României. Două întrebări, domnule prim-ministru. Una. Da, mă aștept, dă din casă așa. Declarațiile lui Ciolacu vin după ce Nicolae Ciucă a avut un asalt destul de dur în prima sa ieșire publică după congresul PSD. A devenit o tradiție și noi, cum suntem un popor care ne bucurăm și ne mândrim cu tradițiile, atunci să fim convinși că și în acest an respectăm tradiția. Când vine vorba despre un președinte de dreapta, să știți că românii au acel simț de care fac uz de fiecare dată, pentru că, așa cum am văzut la Congres, Partidul Social Democrat ar vrea totul. Ori nu se poate să aibă totul. Nu se poate să aibă și guvern, și președinte, pentru că asta înseamnă că ne întoarcem înapoi la Partidul Stat. Românul este mai înțelept ca noi și face în așa fel încât să echilibreze puterea în stat. Ion Iliescu. Primul și unicul președinte PSD. Al României. Marcel înțelege că e bea deștept. Poate o să fie Ciolacu al doilea președinte PSD al țării. Eu nu cred. Mesajul meu pentru Marcel Ciolacu este ca pentru un prim-ministru. Să continue cu responsabilitate să guverneze țara, iar ceea ce vreau să-i transmit personal, îi voi transmite fie față în față, fie printr-o convorbire telefonică sau un mesaj atunci când nu avem timp să vorbim.